Hei, bine, sunt clasa a 12-a. Timpul meu petrecut în băncile liceului e aproape de sfârșit. Probabil ți-au spus părinții, profesorii sau ai auzit într-un serial de pe Disney Channel că anii de liceu sunt cei mai frumoși din viața ta. Nu am cum să confirm asta pentru că încă nu știu ce îmi rezervă viitorul, dar pot să spun în mod sigur că au fost cei mai frumoși ani din viața mea de până acum. Și nu vreau să plec fără să las nimic în urmă, așa că o să-ți predau ștafeta ție, tu care la anul vei fi clasa a 9-a sau care ești boboc chiar acum și nu știi ce te așteaptă. Îți voi spune 6 lucruri pe care eu le-am învățat în acești aproape 4 ani de liceu și la ce ar trebui să te aștepți. Hai să-i dăm drumul. Primul lucru pe care ar trebui să-l știi este că o să fie nasol cu fetele sau cu băieții dacă ești fată. În prima zi de școală mi-aduc aminte, eram gen ok, dar unde sunt fetele? Dar ce să vezi, surpriză, surpriză, o perioadă n-am avut succes, dar am tot încercat și în timp am început să prind puțin mai multă experiență. Cel mai probabil o să treci și tu prin perioada de singurătate sau o să te refuze persoana de care îți place și dacă asta n-ar fi de ajuns, o să-i mai vezi și pe alții în relații și cât de fericiți par să fie. O să te simți de parcă nu ai fi suficient de bun și nu e de mirare pentru că atenția din partea sexului opusă în perioada adolescenței este foarte importantă, dar lipsa ei o să te maturizeze. O să te legi probabil și prima ta dragă, iar starea ta de spirit în acele momente o să fie la cotele cele mai ridicate, doar că o să te lovești în scurt timp și de realitate. O să vezi că entuziasmul nu durează o veșnicie și o să apară neînțelegerile care de cele mai multe ori duc la despărțire. Chiar dacă tu nu o vezi venind, o să ai parte de prima ta inimă frântă, perioada peste care nu o să treci ușor, dar care face parte din procesul tău de maturizare. Dacă aș fi în clasa nouă acum, aș trata relațiile cu fetele puțin mai relaxat. N-aș avea așteptări prea mari sau prea mult. Unul dintre motivele principale pentru care oamenii sunt în relații de lungă durată este faptul că ajung la o vârstă în care simt nevoia de o anumită stabilitate, simt nevoia să-și întemeiască o familie, iar vârsta adolescenței nu este cu siguranță acea perioadă. Nu este sfârșitul lumii dacă treci printr-o despărțire și nu este sfârșitul lumii dacă unei fete nu-i place de tine. O să treci peste. Nu o să-ți convină, dar o să treci peste, îți garantez. Privește-o ca pe o parte inevitabilă din procesul tău de maturizare. Acestea fiind spus, încearcă totuși să fii un partener bun pe toată durata relației și încearcă să nu zrănești partenerul intenționat. Oferă respect și cere respect, iar totul o să fie rezonabil de bine. Al doilea lucru pe care l-am învățat în liceu este că primul an este cel mai tare. În general, așa este, nu spun că o să fie pentru toată lumea, pentru că e totul nou, e un teren nedescoperit și asta îi oferă farme. Cunoști oameni, cunoști locuri, faci lucruri distractive și ai libertate pentru că nu ești stresat de niciun examen și să fim sinceri, nu o să te omori cu învățat. O să intri, poate, pentru prima dată într-un club. Personal, mie nu-mi plac cluburile pentru că trebuie să țip ca să te înțelegi cu cineva, dar nu strică din când în când. Clasa nouă e momentul în care poți să încerci lucruri noi și să ieși din zona de confort. Poți să te înscrii la Miss și Mister. Eu am fost și din păcate n-am câștigat nimic, dar pot să spun cu siguranță că e o experiență pe care nu o vei uita toată viața. Am fost la voluntariat, am participat la o competiție între licee unde am fost la proba de cultură generală și proba sportivă și am fost chiar și la majorete. Am avut și o experiență nefericită când am fost la audițiile pentru trupa de teatru și am uitat tot ce îmi pregătisem din cauza emoțiilor. Per total, clasa nouă pentru mine a fost cea mai frumoasă și cu trecerea timpului a cam devenit totul plictisitor și cunoscut. De aceea te sfătuiești să profiți cât mai poți. Al treilea lucru pe care l-am învățat în liceu este să evit anturajele periculoase sau grupurile în care nu mă regăsesc. În perioada liceului o să simți nevoia să aparții unei brezde și probabil chiar în clasa ta o să vezi formându-se mici grupulețe de prieteni mai apropiați care pe tine să nu te agrezi. Ai grijă cu ce fel de persoane te aliezi și asigură-te că au aceleași interese ca tine, pentru că membrii unui grup tind să-și copieze comportamentul. Iar dacă intri în grupul greșit, s-ar putea să te alegi cu niște obiceiuri dăunătoare, să spunem, pentru tine, de care cu greu te vei mai putea descotorosi de-a lungul timpului. Așa că, din nou, asigură-te că ești înconjurat de persoane care îți vor bine. Al patrulea lucru pe care l-am învățat în liceu este că o să pierzi prieteni. Așa cum am spus înainte, o să-ți faci prieteni, dar la fel o să și pierzi câțiva. Ce poți să faci? Ei bine, cel mai bun pariu al tău este să încerci să-i ții pe cei pe care i-ai deja aproape și lasă orgoliul deoparte. Dacă se ivește o ceartă între voi, fii tu primul care face pasul către împăcare, chiar dacă tu ești cel căruia i s-a greșit. Dacă ții cu adevărat la acea prietenie, merit. Dar dacă ai făcut tot ce depinde de tine și ești îndupinat de un refuz, mergi mai departe. Al cincelea lucru pe care l-am învățat în liceu este să nu neglijezi complet învățatul. Nu uita că la finalul clasei a 12-a ai bacul și chiar dacă ești a 9-a acum, timpul trece repede în liceu. Din fericire, am reușit să mă mențin pe linia de plutire cu notele și nu am lăsat toată materia neînvățată pentru ultimul an și zic eu că mi-a prins bine, așa că din când în când pune și mâna pe carte.
Și în final, al șaselea lucru pe care l-am învățat în liceu este că o să suferi schimbări majore. Când mă uit la cât de mult am evoluat atât fizic cât și psihic de la începutul liceului și până acum, aproape că nu vine să cred. O să te cauți în continuu, o să te regăsești și o să te cauți iar. E momentul în care încerci să afli cine ești, începi să te formezi și să te pregătești pentru integrarea în societate. E adevărat că o să experimentezi și momente negre, momente nefavorabile din care simți că nu poți ieși, dar și momente de reușite notabile. O să-ți găsești pasiunea sau pasiunile și probabil o să schimbi freza de vreo 200.000 de ori, iar prietenii o să râde de tine. Dar e singura cale și chiar dacă cei 4 ani de liceu sunt cei mai grei, sunt și cei mai frumoși. Da, oameni, acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor, vă rog frumos să distribuiți mai departe, să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o și să-mi dați un follow la Iacobescu Edi pe Instagram, unde puteți, bineînțeles, să-mi adresați orice fel de întrebare legată de viața voastră personală, iar eu voi încerca să vă ajut. Acestea fiind spuse, eu am fost Edvice sau Edi și până data viitoare, nu uita, pune-mi reușită, nu rateu, pa, pa!